Steaua și Dinamo, doar 8 goluri fiecare. Iată o fază frumoasă, cu urcarea lui Amzăr, centrare, respinge Stoian. Apare acolo și Gneba, un șut la distanță. Ahmed Bani, din nou la minge Bani, aruncă balonul care are de 16 metri. Oh! Ce ocazie, însă se dă penalti. Bani se apropie de minge Bani și marchează gol Dinamo. Chiar dacă pleacă, simte unde trimite Bani, acesta bate tare în plasa laterală, execuție impecabilă. Să iată la cum pe Pacheco, îl vede bine aici în flancul stâng pe Chinde, Virol Chinde la mangea care de 16 metri, Stoian, centrare, fața porții și este gol. Revedem, iată-l pe Chinde cu Donca centrare, am avut impresia că este Alexa Donca, centrează perfect pentru Ciocan care îl învinge pe Duimovici, un șut pe direcția portarului bosniac care va executa, se bate repede, Donca primește, a fost o schemă, Donca centrează cu exteriorul drept, reluare cu capul și este din nou corner. Atacă Minor Baia Mare, în dreapta, așteaptă aici Alexe, centrează în fața porții, e vizitare a lui Duimovic și ratare uriașă. Cristian Moldoveanu se uită la ceas și în acest moment fluieră finalul partidei de aici, de pe stadionul Viorel Mateanu din Baia Mare.